Bun găsit! Lucrurile se leagă și asta poate datorită insistenței și profesionalismului nostru. Berbeci au un succes astăzi, chiar financiar, îi surprinde. Și poate că din acest punct lucrurile așa se vor desfășura, pe spor, pe bine și succes. Pentru tauri, rezolvările țin de autorități, fie că e vorba de un act, fie de aflarea unui adevăr, de înțelegerea și unei situații și dezlegarea unor enigme. Pentru gemeni, aspectele bune sunt legate de o problemă sau o povară pe care cineva o rezolvă, nu neapărat ei. Pur și simplu scapă de o problemă. Pentru raci, beneficitatea acestei zile este dată de alianțe. Prin oameni vin lucrurile bune. Pot primi chiar un cadou. Leii lucrează bine și asta se vede. Sporesc, ajung în punctul în care își doreau. Și de acolo lucrurile se pot dezvolta mai departe. Fecioarele au și ele astăzi un câștig, mai ales moral, dacă rezolvă lucrurile, mai ales acolo unde nimeni nu credea. Sau pot chiar și în relația cu autoritățile să obțină niște avize, de exemplu. Pentru balanțe, beneficitatea e legată de avere, sunt foarte practice și e bine că se întâmplă așa, harta este bună. Cineva sprijină niște proiecte ale lor materiale. Scorpionii au discuții bune și practice, au rezolvări care țin de o bună gândire despre cum să facă niște lucruri și găsesc această formulă. Săgetătorii bani din muncă, o muncă bună și eficientă, pot economisi, pot repara ceva sau pur și simplu ei cu mâinile lor fac în loc să cheltuiască. Capricornii au și ei astăzi spor, învață ceva nou, poate se folosesc chiar de tehnologie. Persoanele tinere pot să le ofere niște informații sau niște cunoștințe foarte bune. Vărsătorii, sporul lor este dat de lucru în singurătate. Au nevoie să se concentreze pentru a putea să facă o muncă coerentă, astfel încât să nu mai trebuiască să mai revină asupra lor sau repară ceva din urmă. Pentru pești, beneficitatea zilei este dată de discuții bune, cu o gândire foarte clară și puterea de a pune cap la cap niște idei, astfel încât planurile lor să iasă rotund, să se lege toate lucrurile și toate etapele pe care vor să le facă. Pot fi chiar și drumuri astăzi bune cu rezolvări. O zi bună pentru toată lumea, mai ales dacă suntem practici, aplicați și ne concentrăm. Numai bine, ne vedem și mâine!